George la Gunța și vă invit la știri, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Descinderi cu mascați la o filială a Agenției Servicii Publice, cel puțin 5 persoane au fost reținute. Au lucrat o săptămână și deja și-au primit salariile în jur de 4.000 de lei. Deputații spun că își vor dona lefurile. Un șofer s-a ales cu dosar penal după ce l-a înhățat pe un polițist de deget. L-a ținut așa timp de 8 minute. Percheziții la o filială a Agenției Servicii Publice, cel puțin 5 persoane au fost reținute de SIS și procurori într-un dosar pornit pe falsificarea actelor. Jurnaliștii nu au fost lăsați să se apropie de locul descinderilor și au fost alungați din clădire de baza particulară la cererea administrației. De dimineață, ofițerii de la SIS împreună cu procurorii au descins în birourile unor angajați ai Agenției Servicii Publice. Atât mascații cât și baza instituției au interzis echipei TV8 să filmeze, iar șefa filialei a refuzat să comenteze acțiunile procurorilor. Noi vrem să vorbim cu șefa instituției, șefa filialei, cineva care poate să... Păi noi așteptăm. Vă rog frumos. Ulterior, aceasta a ieșit împreună cu ofițerii SIS fără să ne ofere vreun comentariu. Nu, vă rog frumos, ieșiți în coridor, am așa să rezolvăm chestia. Vrem să vorbim cu dumneavoastră. Băi, nu fotografie, te rog frumos. Domn, ce nu înțelege? Și alții angajații agenției s-au arătat deranjați de prezența jurnaliștilor. Băieții ies în coridor, dar acolo, sunați, dumneavoastră, cunoașteți perchizițiile care au avut loc acum? Baza clădirii a dat afară jurnaliștii, iar singurul comentariu din partea instituției a fost că agenția nu tolerează corupția. Toată informația o deține Procuratura pentru combaterea crimelor organizate. Pe ce cont? Ofițerii de la Serviciul de Informații și Securitate. Eu vă zic cine se ocupă de cazul dat. Atât. Agenția Servicii Publice nu tolerează corupția. Asta pot să vă zic. Sunt suspectați de corupție? Dar câte persoane și cine sunt angajații? Ce funcție au avut? Pentru a scăpa de jurnaliști, conducerea agenției a cerut întăriri la fața locului venind reprezentanții unei agenții de pază privată. Agenția a ordonat spre scăpere. Dar cine anume? Vă rog... Șefii, nu știu, vă rugăm să... Nu suntem obligați să... Sunteți angajați agenției? Sunteți... Nu suntem obligați să vă dăm informații. Vă rugăm să... De ce? Că agenția nu are nevoie de filmări, de... În urma perchezițiilor au fost reținute mai multe persoane. Acestea sunt cercetate pentru o serie de infracțiuni legate de actele false. Sunt persoane reținute, există o cauză penală în care sunt investigate mai multe infracțiuni, inclusiv și... uzul de documente false. Printre cei reținuți se află și persoane din afara agenției. Procuratura a declarat că va veni cu informații suplimentare abia după finalizarea operațiunii. În timp ce leul continuă să-și piardă din valoare, în ultimele două zile chiar cu 20 de bani, Banca Națională dă asigurări că situația este sub control. Instituția a anunțat astăzi într-un comunicat de presă că leul trece doar printr-o perioadă de reajustare, iar o criză nu se prevede. Nici oamenii nu se grăbesc să-și schimbe economiile în valută străină. Nu am avut ce agonisi, ne spun aceștia. Între timp, experții explică că deprecierea era de așteptat, în condițiile în care importurile au crescut, iar banii transmiși de moldoveni de peste hotare s-au împuținat. Astăzi, un euro a ajuns să coste 20 de lei și 25 de bani la casele de schimb valutar, cu 20 de bani mai mult decât cu doar două zile în urmă. Creșterea este constantă în ultimele săptămâni și lovește în cei care sunt nevoiți să facă plăți din lei în euro, precum plata pentru chirie. Astfel, dacă la începutul lunii o familie care închiriază un apartament cu două camere la un preț aproximativ de 250 de euro lunar trebuiau să scoată din buzunar circa 4.870 de lei, astăzi suma a crescut la peste 5.000 de lei, cu 166 de lei mai mult din cauza fluctuației cursului valutar. Astăzi, Banca Națională a venit să clarifice situația și spune că nu sunt motive de îngrijorare. În prezent, piața valutară locală se află într-o etapă temporară de reajustare. Nu există premise pentru situații de criză pe piața valutară, existând decalaje minore între cerere și oferta de valută străină. Principalii operatori de pe piață manifestă calm și activează în regim normal.
se arată într-un comunicat postat astăzi pe site-ul Băncii Naționale. Nici oamenii nu se grăbesc să-și schimbe economiile în valută străină, unii pentru că sunt încrezuți că deprecierea leului este temporară, iar alții pentru că nici nu au agonisit ceva. Nu știu dacă ne afectează atât de mult în viața de zi cu zi, pentru că perturbările astea sunt de azi pe mâine. El oricum ar să dea înapoi puțin, ar să mai întărească leul iar. Mai mulți experți sunt de părere că leul nu va mai pierde mult în valoare și vin cu unele calcule. Spre exemplu, doctorul în economie Sviatoslav Mihalache prognozează că euro se va opri la 20 de lei și 40 de bani în următoarele 3 luni și va depăși valoarea de 21 de lei abia în a doua parte a anului curent. Pe lângă cei care vor să schimbe euro și dolari în lei, de pe urma deprecierii leului are de câștigat și statul, care încasează mai mulți bani de la agenții economici care importă marfă și vor plăti o valoare mai mare pentru TVA în lei. Totuși, din această cauză, cetățenii s-ar putea trezi cu prețuri mai mari pentru produsele de import. Diferențele s-ar putea observa în decursul a câtorva luni, mai spun experții. Pentru săptămâna lucrată în luna martie, timp în care au avut o singură ședință, deputații și-au ridicat deja salariile în jur de 4.000 de lei, deși în mod normal trebuie să ridice cam 14.000 lunar. E mult sau puțin pentru munca prestată? Nu știm. Cert este că reprezintă cam 2 pensii lunare medii. Unii deputați știu deja ce vor face cu primii bani obținuți de la Parlament. Salariul deputaților pentru câteva zile ale lunii martie constituie aproximativ 4.000 de lei. Andrei Năstase, din partea blocului politic, acum își propune să-i doneze. Am avut un gând la început că poate trebuie să-l donez și eu la Notre Dame, dar pe urmă m-am gândit că ar fi un PR ieftin. Și deputatul democrat Alexandru Botnar, ajuns pentru prima dată în Parlament, are de gând să-și doneze banii. S-au fost pe luna martie ceea ce am primit, 3.870 lei. Cum este. Și am luat decizie că colectivul vom aduna toți acest salariu, fiindcă nu prea am muncit ca să beneficiem de salariul ăsta, da? În situația în care ne aflăm. Și colegii cineva colectiv vom vedea în care localitate, unde, cum, unde este situația mai complicată, de a face o donație unei familii cu mulți copii sau social non-vulnerabil, vom vedea. Iar deputata Marina Tauber de la Partidul Șor spune că nici măcar nu și-a văzut salariul pentru că deja a fost donat. Salariul nici nu l-am ținut în mâinile, așa cum v-am spus deja. A fost primit pe colega mea prin intermediul procurii și imediat a fost transmis fundației de binefacere din Republica Moldova. Salariul unui deputat în noul Parlament începe de la aproape 14.000 de lei, la care se mai adaugă premii, bani pentru deplasări, indemnizații și alte activități. Întrebați dacă e un salariu suficient pentru un trai decent, deputații au opinii diferite. Nu cred. Nu cred că ajunge la... Nu cred că este un salariu, cum să spun eu, care s-ar acoperi toate cheltuielile. Dar când mă gândesc la salariul unei educatoare la grădiniță, când mă gândesc la salariul unei dereducătoare sau la unui lucrător sanitar în spitale sau chiar și la un medic, atunci chiar nici nu vreau să vorbesc despre salariul ăsta. Pentru că știu prin ce trec acei oameni, știu prin ce trec mai ales pensionari. Eu planific de fiecare dată fiu utilă cu acest salariu societății din Republica Moldova. Am făcut cheltuieli ordinare pe care le aveam planificate în familie, în principiu. Întrebarea este ce am făcut pentru acest salariu și eu, de exemplu, nu satisfăcut de munca noastră. În Republica Moldova, salariul minim garantat de stat constituie în jur de 2.600 de lei. 9 companii aeriene de la noi au fost interzise în Uniunea Europeană. Acestea nu vor putea opera zboruri conform unei decizii luate de Comisia Europeană, fiind suspectate că nu ar fi suficient de sigure. Doar 3 companii aeriene, de altfel cei mai importanți operatori avia de la noi, au primit undă verde să activeze în continuare. Aceste interdicții nu vor afecta transportul de pasageri, ne asigură Autoritatea Aeronautică.
Cele 9 companii interzise se regăsesc și pe lista autorității pentru aviație civilă din Republica Moldova. La acestea se adaugă alte 2 firme care au rămas fără licență pentru efectuarea zborurilor în Orientul Mijlociu, Asia și Pacific. Am încercat să aflăm și reacția companiilor, însă majoritatea fie nu au răspuns la telefon, fie au refuzat să comenteze situația. Cei cu care am reușit să discutăm s-au arătat uimiți că au fost incluși în listă, pentru că nici până acum nu operau zboruri în Uniunea Europeană. Noi acolo și noi zburat, că noi avem de agricultură, aviață și de aviață de pregătire piloților. И у нас все действующее, нам не приостанавливали, у нас все работает. Noi nu ne afectează, noi operăm doar în interiorul Republicii Moldova cu elicopterele noastre. În cazul în care vom avea și aeronave de tip mai nou, eu știu, și dacă vom lărgi serviciile noastre în interior și spațiul Uniunii Europene, posibil. Potrivit mesajului Comisiei Europene, companiile aeriene au fost incluse în listă pentru că nu ar fi fost verificate de Autoritatea pentru Aviație Civilă de la noi. În replică, reprezentanții acestea spun că au desfășurat controle din toamna anului trecut și până în luna martie curent. În această perioadă au fost efectuate autoevaluări a sistemului și capacităților de supraveghere a ACE, inclusiv cu expertiza și asistența Agenției de Siguranță Aeronautică Europeană. Cât ține de restul operatorilor aerieni, aceștia sunt sub supraveghere continuă din partea autorității pentru a ne asigura că sunt respectate toate condițiile de certificare. Conform listei revizuite de Comisia Europeană, în total 120 de companii aeriene din întreaga lume au primit interdicția de a intra în spațiul aerian al UE. Majoritatea companiilor provin din Iran, Irak, Afganistan, Nigeria și alte țări. Deputații din noul Parlament par să se fi luat la întrecere la numărul întâlnirilor cu oficiali străini. În timp ce socialiștii au plecat la Moscova, Ilan Șor, Maia Sandu și Andrei Năstase postează fotografii de la întrevederile cu diferiți ambasadori. Jurnaliștii nu au fost invitați la aceste întâlniri, însă aleșii poporului scriu că subiectul discuției a fost situația politică din țară. Despre discuția pe care a avut-o cu ambasadorul Federației Ruse Oleg Vasnetsov, Ilan Șor a anunțat pe pagina oficială a Parlamentului. În comunicatul oficial se spune că deputatul a vorbit despre mai multe probleme și l-a invitat pe diplomatul rus la Orhei pentru a-i prezenta proiectele sale. Tot cu șeful diplomației ruse la Chișinău s-au întâlnit și liderii blocului acum, Maia Sandu și Andrei Năstase. Cei doi au adăugat că au discutat și cu ambasadorul Statelor Unite Derek Hogan și cu șeful delegației UE Peter Mihalko. În toiul discuției post-electorale, liderii blocului spun că și-au arătat îngrijorarea în legătură cu situația social-politică din țară și și-au expus propria viziune pentru soluționarea problemelor din ultimii ani și a impasului creat după alegerile parlamentare. Săptămâna trecută și democratul Pavel Filip s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei, iar cei 35 de deputați socialiști au plecat de ieri la Moscova, la invitația Dumei de Stat. Polițiștii care i-au stropit cu spray lacrimogen pe protestatari după condamnarea lui Gheorghe Petic au acționat legal. Este concluzia procurorului care a investigat legalitatea acțiunilor oamenilor legii. În urma incidentului de acum o lună, câțiva protestatari au ajuns la spital. În schimb, unul dintre manifestanți s-a ales cu un dosar contravențional și risca amendă pentru că ar fi agresat un mascat. Acesta este așteptat la poliție pentru a fi audiat. După intervenția apă canal, măcar și potopul, locuitorii unei curzi din sectorul Botanica s-au pomenit cu trotuarul și băncile stricate după ce angajații furnizorului de apă au schimbat țevile. Aceștia spun că mizeria este de aproape jumătate de an, când ar fi avut loc ultimele săpături. Apă canal susține că oamenii vor trebui să mai aștepte încă 2 luni și asta pentru că mai au de lucru. Scaune au fost scoase și aruncate, iar un drum folosit de copii pentru a ajunge la terenul de joacă a fost distrus. S-a întâmplat într-o curte de pe Bulevardul Traian, după intervenția lucrătorilor de la Apă Canal. Cred că are mai mult de jumătate de an. Eu cred că prin toamnă, dacă nu greșesc, toamnă sau, da, spre toamnă au început să fac reparații și am văzut că trag
pun trubi, da, trag pe aici, canalizarea, cred că nu știu. Oamenii sunt indignați că muncitorii de la Apă Canal nu au reamenajat teritoriul după ce au lucrat în zonă. Aici, vedeți, au lăsat nisipul, au lăsat, au scos, să zicem, scăunelele astea și le-au trântit așa, așa a rămas. Da, văd că cam stai pe loc, nici cărărușa și nu văd că nu se folosește nimeni, fiindcă e... Эти дешевле около. Мне не мешает, потому что я туда не иду. Я иду туда и туда. А вот людям, которые туда и работают, идут, конечно, мешает. Детям там, которые на качели. В общем, мешает, но почему они не делают, я не могу сказать. Офицерul de presă al companiei Apă Canal ne-a declarat că lucrările au început la sfârșitul lunii ianuarie, iar acestea presupun instalarea unor țevi noi pentru aprovizionarea cu apă. Lucrările se vor încheia peste două luni și abia după va începe reamenajarea teritoriului și asfaltarea teritoriului afectat. Mai rar așa ceva. Un șofer s-a ales cu dosar penal după ce l-a mușcat pe un polițist de deget, ținându-l așa timp de aproape 8 minute. S-a întâmplat în timp ce inspectorii l-au imobilizat, fiind oprit pentru a fi condus în stare de ebrietate. Incidentul a avut loc lângă satul Bozien din raionul Hâncești și a fost filmat de un martor. Șoferul automobilului de marcă VAS, deși fusese somat să oprească, ar fi ignorat cerințele polițiștilor. Totuși, oamenii legii au reușit să-l rețină și au constatat că, vizibil, se afla în stare de ebrietate. Conducătorul auto a refuzat să treacă testul de alcoolemie și nici nu a vrut să prezinte actele, așa că polițiștii au vrut să-l rețină, însă șoferul ar fi încercat să scape. Unul dintre ofițeri l-a stropit cu spray lacrimogen, iar pentru asta șoferul l-a apucat cu gura de un deget, iar polițistul răcnea de durere. Din imaginile filmate, șoferul a stat cu gura încleștată cam 8 minute și a renunțat abia după ce inspectorii au luat mâinile de pe el. Pentru că a atacat polițistul, el riscă o amendă de până la 67.500 de lei sau închisoare de până la 2 ani, fiind cercetat pentru amenințarea sau violența săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere sau a unei persoane care își îndeplinește datoria obștească. Șoferul, în vârstă de 25 de ani, a fost escortat la inspectoratul din Hâncești și a fost reținut pentru 72 de ore. Fiecare a cincea femeie de la sat vrea să plece peste hotare. Acestea se plâng de mai multe lipsuri, printre care servicii medicale de proastă calitate și sărăcia. Sunt câteva concluzii care se conțin într-un studiu dedicat femeilor din spațiul rural. Majoritatea celor care au participat la sondaj au declarat că rolul femeii este de a crea o familie, iar studiile nu sunt importante. Potrivit cercetării, femeile din mediul rural trebuie să aibă grijă de bucătărie, de curățenie din casă, de spălarea rufelor și a veselei. Tot pe umerii lor este pusă educația și îngrijirea membrilor familiei, cum ar fi a copiilor sau a bătrânilor. Principalele valori care stau în capătul acestei ierarhii se observă că de fapt este familia și sănătatea. Familia și sănătatea. Deci, dacă vorbim despre alte valori, precum studiile, le observăm că ele sunt cumva la capătul acestei liste, deci doar 10% din femei cumva consideră importante studiile sau faptul că necesită de a continua studii. Că studiile nu sunt prea importante ne-au spus și câteva femei pe care le-am întâlnit pe străzile din Colonița. Familia și sănătatea este cel mai important pentru orice femeie. Dar studiile? Studii de-am s-o dus. Cu timpul de-am copii ăștia trebuie să fac studii, dar noi de-am trebuie să ne gândim la familie. Вы знаете, здоровье оно всегда. Есть здоровье, есть учеба, есть и все остальное. Фамилия. Фамилия. Да. А ну и фамилия ж копии. Да. Фенка мама, антудиона, грижи де копии. Фамилия ж санататя. Дар студили? Ну, ж студили, да. Санка санататя, но я где-то не миг пипамант. Femeile din sate se confruntă și cu un șir de lipsuri, mai arată studiul. În frunte acestei liste sunt calitatea proastă a serviciilor medicale,
și sărăcia, care este urmată de lipsa posibilităților de angajare în câmpul muncii. Mie la țară, în primul rând, nu stimați. O femeie în sat muncește până nu mai poate merge și nu are crezare niciodată. Femeia de la ora se distrează, ies, se duce, dar o femeie de la țară ce face? Sapa mână și pe ea. Țină stimă să avem față unul de altul. Всегда пенсия маленькая, потому что столько работала, пятерых сыновей вырастила, вот, а пенсия маленькая. Если бы были бы подешевле медикаменты, ой, было бы прекрасно. Так мы пигуной платим, финдерделей, некопси. Datele studiului mai arată că fiecare a cincea femeie din mediul rural își dorește să emigreze la muncă peste hotare. Ce vă spun, ieri am venit peste hotare. În Dioftin lipsește o guvernare. Să ne întoarcem tăți acasă. Pare rău, de tânăr m-am dus prin străini. Studiul a fost realizat între septembrie-octombrie 2018 pe un eșantion de 1036 de persoane din 10 sate de pe ambele maluri ale Nistrului. Cercetarea a fost realizată de Institutul de Politici Publice cu suportul financiar al Ambasadei Britanice la Chișinău, cu o marjă de eroare de 43%. Un tânăr acuzat de că spărgea mașini din care fura lucruri de preț a fost prins de poliție. Suspectul are 33 de ani și este din raionul Telenești. După ce a fost încătușat de oamenii legii, el a recunoscut că este autorul la 4 furturi. Подозрению в лома машин. Сколько машин? 4 машины. Вернув содействие признаешь? Да, полностью. Potrivit Poliției Capitalei, bărbatul a comis furturile între martie și aprilie, iar suma prejudiciului a fost estimată la aproape 20.000 de lei. Lucrurile furate au fost ridicate și urmează să fie întoarse proprietarilor. Suspectul a fost judecat anterior pentru furt, susține poliția. Dacă va fi găsit vinovat și de această dată, el riscă închisoare de până la 4 ani. Continuăm știrile cu povestea unui sat în care timpul parcă s-a oprit în loc. Aici, practic, toate gardurile sunt ridicate din pietre amestecate cu lut, după modelul strămoșilor, iar de 2 decenii oamenii nu-și mai construiesc locuințe noi. Situat pe malul râului Nistru, satul Vărâncău din raionul Soroca este o destinație perfectă pentru cei care vor să vadă cum arată o așezare moldovenească autentică. Și colega mea, Ana Sârbu, i-a descoperit frumusețea după ce a hoinărit o zi pe străzele satului. Situată pe malul râului Nistru, înconjurată de dealuri pline cu pietre și nisip, localitatea Vărâncău din raionul Soroca are ceva specific doar ei, pentru că majoritatea gardurilor din sat sunt construite din piatră și nisip. Mătușa Ileana se numără printre cei mai vârstnici oameni din sat. Are peste 80 de ani și de când se ține minte, gardurile au fost din piatră cu lut, iar acum din piatră și ciment. Da, da. La bătrâni așa am apucat. Așa de la bătrâni și așa și noi. Eu împrejur cu piatră am făcut. Am făcut odată când eram tânăr și am la bătrâni să putea. Să răchistez și m-am dus și m-am făcut iar de mult. Spune că a încercat să construiască și din alte materiale, cum ar fi lemnul, dar piatra este cea mai rezistentă dintre toate. Punele de țământ și piatra asta și eu trăiesc mai mulți ani. De așa și să duc și fortanii și e mai în gheață. Sunt care să fac oți buni, care nu prie. Pe Liubove am surprins-o chiar în timp ce pregătea mortarul pentru a repara o bucată de gard. Femeia spune că puținele familii tinere din sat continuă tradiția, moștenită din secole, de la străbuni. La noi în sat e mai mult teatru. În alte sate, dacă nu e teatru, îi fac din scânduri, din șau. De la noi, dacă e teatru, lumea se adaptează la ce și îi convine. Să facem un gard din șier, din metal, ceva, e mai mult mai scump ca din teatru. Asta e materialul care e mai convenabil. Și Nicolae se mândrește cu locuința sa, care a fost construită din piatră cu aproape 80 de ani în urmă. Are 2 fete și zice că le va lăsa casa drept moștenire. Pozanță, casa e bună, nici o problemă. Avem multe cariere împrejur, mult nisip, mult avem toate cariere și nasip. Și cum se face omul dacă... Deci facem din lut, dacă avem și lut, avem. Și facem din piatră.
și tare bun lucru. Casele mai vechi, tot din piatră și lut, încă mai rezistă timpului, chiar dacă de multă vreme nimeni nu le-a mai pășit pragul. Satul Brâncheu e un sat tare vechi, care toate gardurile, toate construse din piatră naturală, care scoasă din carierele noastre. Această tradiție există din vechi străbuniei noștri, tot din piatră. În apropiere de localitate sunt și câteva cariere. Anume de aici, majoritatea locuitorilor din Vărâncău și-au luat piatră pentru locuințele și gardurile lor. Doar că, de mai bine de 15 ani, această carieră nu mai este funcțională. Că avem peste 560 de gospodării, dintre care toate aceste gospodării au fost construite cu piatră din carieră din satul Vărâncău. Acum, din păcate, cea mai mare problemă la noi în localitate și mi-e dureros faptul, fiindcă tinerii nu rămân în localitate, nu sunt locuri de muncă, tinerii pleacă, de ce? S-au stopat și construcția caselor din anii 97-98, practic, la Vărâncău nu puteți să construiesc casă și de atâta nici nu funcționează aceste cariere. Pe vremuri, satul Vărâncău era considerat și părintele Cretei datorită carierelor imense. Cândva, toate școlile din țară erau aprovizionate cu cretă de la Vărâncău. Prima menționare istorică a acestei localități datează din secolul al XV-lea. În prezent, aici își duc traiul peste 1700 de locuitori. Viitorul e tot mai aproape. Buletinul de știri al unui post de televiziune din Rusia a fost în premieră prezentat de un robot. Deși încă nu are mâini sau picioare, acesta arată aproape identic cu un om adevărat și este unul dintre puținii în lume care posedă intelect artificial. Cum s-a descurcat, vedem în cele ce urmează. Înfățișarea robotului a fost proiectată de specialiștii de la Hollywood în baza chipului creatorului său, inginerul Alexei Yuzhakov. Pentru mai multă credibilitate, pe fața mașinării a fost îmbrăcată o mască de silicon, o perucă și barbă. De mimica robotului răspund 35 de senzori care pot imita peste 20 de emoții omenești. Государственная Дума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о защите граждан на рынке микрофинансовых услуг, который в последние годы сотрясался от многочисленных скандалов. În viitor, inginerii urmează să instaleze mâini și picioare pentru ca androidul să poată lucra și la alte posturi de muncă. La moment au fost comandați deja 12 roboți de acest tip. Nu este pentru prima dată când un robot citește știrile. În toamna anului trecut, un post de televiziune din China l-a introdus pe noul său prezentator proiectat de o agenție locală. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system, uninterrupted. I look forward to bringing you the brand new news experiences. Potrivit unui studiu publicat anterior de revista Forbes, către anul 2035, roboții vor putea fi angajați oficial și se așteaptă că vor lucra în același regim cu oamenii. Dumitru, îți mulțumesc, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la ora 21. Avem știri în limba rusă. Eu vă reamintesc că dacă ați filmat imagini interesante, le puteți trimite pe tv.md, iar noi le vom transforma în știre. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!